dispoziția primarul comunii 104 din 16.03.2018, vă invităm să participăm la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va da loc în data de 22.03.2018, ora de 16, la sediul primăriei comunii să îndrăm starea de Consiliu. Ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacoa Orașului Comunești, inițiator primarul comunii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația Terra des Homes pentru implementarea proiectului suport pentru infrastructură socială și de sănătate și educație în județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind achiziție de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind reziderea contractului de exercițiu de lucrări numărul 7001 din 31.12.2009, având ca obiect alimentarea cu apa a satului la participare a Comunei Sângâne, județul Bacău, și scoaterea la licitația publică a lucrărilor rămase a fi executat. Inițiator primarul comunei. Și 5. Diverse. Punem aprobarea ordinea de zi. Abținere. Deci primul subpunct. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația și dezvoltarea intercomunitară pentru salubritate Bacoa Orașului Comunist, inițiator primarul comunei. Discuții? A fost o adresă de la ADIS în care mi se propune excluderea Orașului Comunist din asociație. În același timp am primit și de la Comunești o adresă prin care cei de la Comunești precizează că a aprobat contractul către EcoSud. Aprobarea contractului către EcoSud s-a făcut în conformitate cu actul adițional numărul 1 al documentului de poziție aprobat în 2010. Adică 2010, în acel moment, pe orașul Comunești, chiar și acum, funcționează stație de soltare prin soltare transfer, care este executată prin fonduri europene. Având în vedere că ei au aprobat acest contract la nivelul 2010 și conform asociației, pentru funcționarea celulei 2 trebuie aprobat acest contract cu EcoSud toate orașele comune care fac parte din asociație. ADIS-ul propune excluderea orașului Comunești din asociație, având în vedere că până la data de 30 mai funcționează celula 1, începând cu data de 30 se închide celula 2 și trebuie neapărat ca EcoSud să administreze groapa de bune. Dar ce trebuie să facem noi? Excluderea orașului Comunești. Păi bine, pentru lucrul ăsta să-l facem. Asta e, noi nu să știm. Ce să știm noi? După cât am înțeles, deci orașul Comunești, acum sunt sub contract cu groapa de gunoi EcoSud, cum îi mai spune ei. Nu cu EcoSud, cu celula 1. EcoSud e pe celula 2. Păi el spune că nu este, asta are aprobare și pe EcoSud. Da, zice că a aprobat, dar a aprobat în condițiile din 2010. Și condiții din 2010 era ca tu să lași Comunești și să funcționeze pe transfer și soltare. Ei nu vor să accepte condiții din 2010, având în vedere că celula 2 este pe alte fonduri, nu pe fondul pe Valea Muntelui. Adică ei acum ar trebui să fie o înțelegere între ei. Adică eu îmi fac celula 2, nu te las pe tine să vii, pentru că eu mi-am făcut celula 2. Tu ai un proiect pe Valea Muntele, eu am un alt proiect pe fonduri europene. Ați înțeles? Eu am înțeles că la celulă, când se depozitează, se depozitează la kilogram, la ton.
Deci, discuția între Adis și Comănești poate fi tranșată între ei, pentru că la Comănești se execută sortare și la celula 2 predă numai ceea ce cade de la sortare. Deci, gunoiul menajer pur, care nu are altă destinație de refolosit. Deci, să nu tratezi ei și deși să-l dăie pe ăsta afară ca să nu mai aibă unde depozita ceea ce pică de la sortare și să nu, deși să nu se înțeleagă să plătească la kilogram, la ton. Cât duși, atâta să plătească. Da. Mi se pare logic și cred că ar trebui să ia și alții exemple, să sorteze. Deci ăsta care vrea să intre în normele europene legat de mediu cu gunoi selectiv, îi dăm în cap, nu lăsăm să funcționeze. Noi care ducem și beton, ducem și de toate, mergem în continuare. Nu știu, parcă e ceva în apă, dar a ieșit... Spun lucrul ăsta pentru că eu știu că orașul Comănești, încă de pe când lucram acolo la Comănești, avea un proiect în derulare tot pe fonduri europene, prin care ei își organizase, eu știu, colectarea și reciclarea și depozitarea gunoiului. Și acum mi se pare normal că să continui. Dacă utilajele funcționează, dacă totul este organizat ca să poată și aia la celul să-i primească ceea ce depozitează acolo, la kilogram. În principiu, poluatorul plătește cu cât poluează. Asta e părerea mea. Și mă abțin ca să votez. Eu ce mai știu că acest proiect Valea Muntelui plus proiectul de pe ISPA, deci ISPA înseamnă cele 22 de comune, plus cele două proiecte de pe Moinești și de pe Comănești, Valea Muntelui și el, aveau anumit termen de valabilitate, dacă pot să numesc așa și era 1 ianuarie 2017, când s-a intrat în asociația ADIS. A intrat și orașul Comănești și Moinești. Deci proiectul pe fonduri europene 2010 este inclusiv cetățenii de pe Comănești și Moinești. Conform caietul de sarcini studiu de oportunitate, este cantitate de gunoi către societatea colectoare, dar gunoi se plătește la pe populație. Acum, conform legii deșeurilor, se precizează că trebuie plătit pe kilogram. Dar acum, când ai făcut acest proiect, este pe persoană. Acum e... Trebuie să caute soluții de rezolvare. Se poate ca să dai piciorul un proiect care deja a funcționat și să funcționează și... Înțeles că lor ceri bani înapoi de fonduri europene, nu trebuie bani înapoi dacă nu... E așa spun, dar nu cred că e adevărat nici asta, pentru că ei, pe 1 ianuarie 2017, nu mai avea nicio legătură cu fondul europene. Deci, ei pur și simplu vor acum să plătească doar la cantitatea de kilogram de gunoi. Aici e singura problemă. Adică să-ți lase stația soltare transfer. Adică tu, ar fi să închizi stația soltare transfer de acum și să vii la Berești. Și de la Berești să-ți ia altul să-ți ducă la celula 2. Adică tu te-o închidă pe-a ta și să vii. Tu prima de mare acolo făcut-o și acum să închidă. Nu, dar eu cred că ar trebui căutat o formă de colaborare în așa fel încât să se includă și mijloacele cele care le au acolo, mijloacele materiale. O formă, părere. Nu în circuitul lor. Trebuie că se găsește. Noi chiar trebuie să găsești. Pentru mine, ca și comună, mă interesează bunul meu sau comunele mele. Pe data de 30, eu nu mai am unde duce gunoi. Pe celula 2. Problema este că nu poți să-i dai pe Comănești dacă nu-i dai pe toți, dacă nu aprobă toți. Deci unul, dacă nu aprobă, trebuie să se ducă în instanță să solicite excluderea. Adică din acele 80-90 de comune, sau cât sunt, 86 de comune și alea, tot să fie de acord. Una, dacă nu este de acord, atunci trebuie să te duci în instanță.
Da, dar eu venit mă drept cu motivații, cu motivare clară. Clar. Clar. Adică te cu motivații clare. Păi, dar, deci are să vină cu motivații, Comănești vine cu motivații. Comănești motivează că ei aprobă la nivelul 2010, având în vedere că au un proiect european. Dar tu nu ai proiectul european din 2017, deci tu l-ai avut până în 2017, Adisul spune. Dar e funcționabil. E funcționabil. E funcționabil. Dar eu am un proiect care se plătește pe persoană. Tu vrei să plătești pe cantitatea de gunoi. Adică, dacă ești o asociație și toți plătim pe persoană, trebuie să te adiești și tu pe persoană. Adică, așa mi se pare că, chiar dacă stația ta stă să-ți funcționeze. Ei n-au ajuns, cred că ei n-au ajuns la un compromis și au aruncat-o în partea asta acum. Și au aruncat-o în partea asta acum. Până la urmă, da, până la urmă, da, e scandal mare. Da, pe ideea asta. Și-o aruncat un parte în față. Deci e foarte greu să faci distinția. Adică toate 80 din comune plătesc la persoană, tu comănești în 20 la tonă. Nu se poate. Tu vii în proiectul meu, nu mă duc eu în proiectul tău. Pe o parte comănești, pe de altă parte zice, dom'le, eu nu vreau. Eu vreau să-ți plătesc la tonă ca o stație de transfer. Dar primește-mă la celula ta 2. Păi nu poți să te primesc la celula 2, pentru că la mine se plătește persoană. Adică tu acum, Comăneștiul, trebuie să duci undeva gunoi. Unde îl duci? Când ai unii să-l duci? Tu trebuie să te primesc eu pe tine la groapa mea de gunoi. Păi atunci când și domnul Dumitru Vasile ai dreptate. Dom'le, ar trebui să fie o înțelegere între ei doi, ei acolo la nivelul, eu știu ce înțelegere, astfel încât se poată duce, dar eu ca și român nu pot să mă blochez acum din cauza orașului Comănești. Da. Un exemplu clar, exact cum a fost cu gunoiul, cu mașina de gunoi. Da, s-a cu mașina de gunoi și te-ai dus la mașinile lor. Te-ai dus la mașinile lor, pentru că de ce? Că nu te-a primit la acea lume. Exact. Dar de unde da, nu poți să-i primească. Dar ce faci cu gunoiul? Dar toate cealaltă comune vor plăti la Uniunea Europeană acei 500.000 de euro pe lună, că nu ai unde să-ți gunoi. Celula 2, nu poți să o pui. De deci acela nu se vrează în administrarea ecosului și nu este cu noi. Pentru că de ce? Comănești nu se înțelege cu... Exact. Cu Adisul. Plata pe persoană mi se pare cam așa și așa. Pentru că la Moinești a văzut nici dar nici nu. Moinești a văzut că au făcut ei o înțelegere, nu știu ce înțelegere. Că Moineștiul au acceptat anumite condiții, nu știu ce s-a întâmplat. Moinești. Ei, Comăneștiul nu a acceptat. Nu găsesc un lucru. Că Comăneștiul a fost o comune, spuneți-mi dacă greșesc, o comune pus oraș Comănești. Ei, toate comunele astea 8 s-au retras și au rămas Comăneștiul. Adică, e cred că, din punct de vedere, spun și eu un punct de vedere să nu greșesc un gen spune. De vreo lași de puțin încăpățânare. Adică, la masă, când stai la niște negocieri, mai lași tu de la tine, mai pui tu ceva. Adică să existe totuși o înțelegere. Că nu poți să blochezi un proiect de 40 și ceva de milioane de euro, că vrei tu pe trică cropătat. Nu poți. Adică vii în proiectul meu, exact cum zice Rusu, vii la mine, dar accepti condițiile impuse de mine, că e casa mea. Eu, dacă vin în casa mea, nu accept condițiile mea ta. Adică ți impun eu mă ta cu... Dar nu s-a venit cu ei. Într-un final, cum este bine ca să procedăm? Că dumneavoastră bănuiesc că ați fost la discuții. Nu am fost la discuții. Eu, punctul meu de vedere, nu pot să blochez un proiect de o asemenea regulă, doar pe niște lucruri pe care pe nu mă interesează. Nu sunt precii Comăneștiul că am aprobat eu excluderea sau neexcluderea orașului Comănești. Nu! Pentru că la un moment dat sunt 80 și ceva de comune. Dar eu când stau și mă gândesc, nu vreau să blochez cu mâna mea. Da. Nu vreau să blochez cu mâna mea. Pe la un moment dat Comăneștiul este... Fiecare să se exprimă un anumit punct de vedere. Pentru că, la un moment dat, sunt și luptele astea din interiorul partidului. Mă, aici PNL-ul, aici PSD-ul, aici UDMR-ul, aici... Adică, dumneavoastră credeți că comunele care sunt parte din Comănești, din anumit, din punct de vedere politic, ei aprobă excluderea? Nu aprobă excluderea. Și atunci, se groapa de gunoi, celula 2, indiferent de ce presiune există, ea nu se dă drum. Ascultați-mă, trebuie să te duci în instanță. Nu se dă drum. Pentru că la un moment dat, dacă eu sunt prieten cu Gheorghe, cu Vasile și cu Ion, mă susții până în pânzele. Și atunci,
Păi, într-un final, cred că e și limpede. Dacă, și limpede. Dacă blochează, o blochează tot. Ai lor, ai lor. Indiferent, dar nu se dă drumul. Nu se dă drumul. Da, dar nu blochezi tu. Nu blochezi eu. Că știi că mâine, poi mâine, iar din nou, știi ce se întâmplă. Vine cu presiune și ea face ședință din situație locală. Că așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Punem sub aprobare? Da. Blochează ai luat și atâta doar. Da, cine este pentru? Câte? Câte pentru? Nu, doar. În afară de domnul. Eu m-am abținut. Eu m-am abținut și am spus și eu. Deci abține două? Două. Eu îmi exprim iar un punct de vedere. Noi suntem încă foarte mici, dar nu pot să blochez eu niște ambiții personale a unui primar. Până la urmă, știți că și noi am avut niște ambiții personale mari, vis-a-vis cu mașina noastră de gunoi. Știți? Nu știu. Nu adică n-am avut, dar n-ai avut unde să te duci gunoi. Așa și cu mărăși. Știți ce o să întâmplă? Nu o să ai unde să te duci gunoi. Considerați că trebuie să înțeleagă prețul. Da, cum păciți acea prețul? Tocmai de aceea, deci, de-aia mai întreb și încă o dată, că trebuie să înțeleagă între ei. Da, cam așa, da. Nu se aducă. Nu poți să blochezi în proiect, așa este. Nu poți să blochezi, dar nici ca să dai cu piciorul la niște investiții care... Ai dreptate, dar și tu vii la mine în casă. Tu te împui niște leguri pe persoană. Aici vreau să, încă o dată să punctez. Lăsăm dreapul toate contradicțiile astea între partide. Să lăsăm toate discuțiile astea contradictorii. Problema este să caute soluții și să valorifice ceea ce au acolo. Da, pentru că nu știu să distruge. Păi da, noi în loc să luăm cu un exemplu bun. În loc să facem ce au făcut ei bun. Noi acum le dăm cu piciorul, că nu suntem noi gata. Și la noi nici nu-i gata la Bereș ca să-i dea drumul, să-i chele, să recicleze la Bereș. Deci, ceva care deocamdată cred că trebuia să meargă pe colaborare, înțelegeți, și să meargă în continuare. Deci, nu e la nivelul nou. Păi de-aia noi acum ne tragem un semnal de alarmă ca să facă discuțiile la nivelul nou. O să vă explic la sfârșitul ședinței, știți? Stația cu mașini de la Tesca, baza aia s-a fost baza aia, știți unde trebuia să fie? Nici oameni nu aveau și ești, ca să știi. Bun, deci, cu 10 la 2. Prima dată a fost dreptat în privilegi și sunt de aici jos. Într-o noapte, la o discuție, trebuia de și ești, nu mai intru la mănânc. Așa și nimeni, trebuie să iei iubiare acum. Bun, trecem acum câte doar. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Fundația Terra Ardes Homes pentru implementarea proiectului suport pentru infrastructură socială de sănătate și educație în județul Bacău, inițiator primarul comunei. Mulți dintre dumneavoastră spate parte la această ședință cu Fundația Teltezon. Ei, în general, s-au axat pe terenul de fotbal, pe cultură. Noi am fi vrut foarte mult să facem terenul de fotbal de aici, de la Sandoia. Condițiile pe care mi le-au impus ei nu au fost de acord cu ele. Adică ei să vină cu un proiect care costă anumită valoare, ei vin cu societatea respectivă, noi, adică sunt niște condiții pe care nu le-am acceptat. Din valoarea care ei preconizau că o să ne dea, 17-18 mii de dolari, după toate cheltuielile aferente proiectului, avizului și licitație, nu ne-ar fi venit 7.000 de euro, dar ei să coloneze toată lucra. Adică pentru 7.000-8.000 de euro eu nu stau la mâna ta, adică Teltezon. Și de ce spun că nu stau la mâna lor? Ei, spre exemplu, ar fi putut să vină la licitație pe metru cub de beton 5 milioane și el să fi costat 3 milioane. Și el nu poate să-ți plătesc tu ția 5 milioane dacă nu fiați 3 milioane. Adică, și erau niște condiții pe care nu le-am acceptat, al terenului de fotbal. Nu am încercat să facem un teren de joacă
aici în spatele poliției. Ei au precizat că este o suprafață foarte mică, la care eu am venit cu ideea că faceți câteva bănci, niște betoane, nu au fost de acord, ok, până la urmă au rămas să facă biblioteca de sus, să o doteze. Noi să ne ocupăm, să punem geamul de termopan pe balcon, am adus un expert de la Iași care să fac și să-mi efectueze o expertiză tehnică pe balcon, dacă proiectul făcut în 2006 suportă o anumită greutate, așa teoretic ar trebui să suporte, dar pentru că este o cădere mai mare de 10 ani zile construită, îți trebuie neapărat expertiză tehnică. Noi punem geamul de termopan, iar ei toată sala, calculatoare, renovează tot. Și atunci, pentru a putea beneficia de acea sumă de 17.000-20.000 de euro, da? Îmi trebuie un raport de asociere între noi și Fundația Tertezon. Deci, fără raportul ăla de asociere, nu poate fi implementat acest proiect de renovare, de dotare a bibliotecii din cadrul primăriei Sându-Ea. Asta e încercați să o mobilați pe el, care din clădirea nouă a Primului Cultural este sală destinată bibliotecii. Deci noi se încearcă ca să o pun pe aia în valoare. E și mai modernă, are și... Am precizat acolo, este o clădire foarte greu de întreținut. A venit expertul acum, nici acolo nu putem să obținem acei... Normativele din 2006 erau ok la vremea respectivă. Adică proiectul a fost ok la vremea respectivă, nu avem nimic, dar pentru că normativele, legislația s-a schimbat, nimeni nu mai semnează pe anumite modificări care ar fi trebuit să fie făcute acum în... Adică... Și în situația asta, clădirea rămâne neutilizată? Căutăm soluții, dar nimeni nu poate să nu semnează pe o clădire fără autorizație ISU. N-ați văzut peste tot. Adică, mai mult de atât, ca să funcționeze o bibliotecă, o cameră de bibliotecă, tu nu poți să încălzești 1500 de metri cubi, 1500 de metri pătrați. Adică cheltuielile sunt foarte mari. Să ai niște activități bune. Și abilități care fac. Degenerează discuția în altă subiect și în altă. Altcineva? La vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind achiziții de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sându-Leni, inițiator primarul comun. Anumite societăți a venit cu propunerea și cu anumite oferte de înregistrarea ședinței Consiliului Local prin încheierea unui contract între autoritatea contractată și societatea difuzoare de televiziune. Conform registrației în vigoare, noi aprobăm achiziționarea acestor servicii, că sunteți de acord cu achiziționarea servicii, iar prin biroul de achiziție se va face această achiziție, adică se va face un anunț de publicitate și se va încheia un contract cu societatea care oferă prețul cel mai scăzut. Altcineva a scris la cuvânt? Da. Deci noi aprobăm într-un fel că suntem de acord să achiziționăm aceste servicii. De promovare, publicitate. Da. Nu cu valoarea lor, nu cu firma respectivă. În următoarea ședință. Am înțeles. Deci de asta, ca să... Doar că suntem de acord cu aceste servicii. Da. În momentul când, de exemplu, se va face o achiziție. Achiziția se va face, va fi o achiziție directă, prin un anumit de publicitate sau prin cerere de ofertă, adică prin diferite mijloace, și prețul respectiv va fi comunicat Consiliul Local că, virgulă, televiziunea Ițulescu a câștigat pe valoarea respectivă. Din la vot, cine este pentru? Patru.
4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de execuție a lucrării numărul 7001 din 31-12-2009, având ca obiect alimentarea cu apă a satelor aparținătoare Comunei Sândulești, județul Bacău, și scoaterea la licitație publică a lucrărilor rămase a fi executate. Inițiator primarul comunei. În 2009 s-a încheiat un contract pe alimentarea cu apă pe o de 7, poate, nu? Pe o de 7. Din lipsă de finanțare, dacă greșesc, mă completez. Din lipsă de finanțare, din 2010 până în 2014. În 2012 știu că a mai fost lucrări executate de 3 miliarde de 600 pe care nu au venit bani. Au venit în 2014, cred, sau în 2012 au venit. Din lipsă de finanțare și niște schimbări de normative de legislație, a trebuit să reactualizăm proiectul. Am reactualizat proiectul, acum constructorul am reactualizat, am modificat prețul pe baza de IPC, dar constructorul în acest moment tot nu dorește continuarea lucrării. Spre exemplu, anul trecut a plecat oamenii la cuvânt de porumb, pentru că nu-i convenea ce sume încasează noi la comandă noi. Acum îi dau și unii dreptate, pentru că salariul minim pe economie, când a venit pe manopie, era de 675 de lei muncitor necalificat, acum e 1900 de lei. Pe helpdesk, vedeți, verificați pe interactiv, domnul Marian, pe interactivitate bibliotecă, intrați pe helpdesk, ANAP, intrați pe ANAP, interactivitate bibliotecă, unde sunt diferite întrebări care le adesează instituțiile publice și nu numai instituția publică. Pe speța 46, 49 și 169 se precizează modificări ale contractului cadru pe bază de ajustarea prețului, modificarea contractului, ajustarea prețului. Ajustarea prețului pot fi făcute numai pe modificări ale legislației și pe bază de IPC, pe material. Acum, noi avem modificări în contract. Condiția esențială să fie trecută și în contract și în documentația de atribuire. Este trecută cu ajustarea prețului pe bază din ISE, dar nu este pe manual. Pe la un moment dat, un articol zice, proiectul rămâne fel cu toată durata contractului. E o situație mult prea grea. Am aprobat în Consiliul Local reactualizarea valorii lucrărilor rămase de executat. În același timp, un articol din un contract se precizează. Contractul de execuție este pe un an de zile, dar cu posibilitatea de prelungire a contractului de execuție. Contract de execuție. Prelungirea contractului de execuție cu o firmă se face pe baza unui document justificativ. Adică o hârtie, o adresă, o solicitare, o notă de deschidere, din care eu, ca și ordonator de credite, sau ca beneficiar respectiv oasă doen, solicit societății executoare de execuție, prelungirea contractului. El nu a solicitat nici el prelungirea contractului, nu a solicitat nici eu prelungirea contractului, având în vedere că mi s-a creat un prejudiciu de nefinalizarea lucrării. Dar nici el, în același timp, nu mi-a solicitat prelungirea contractului. Eu nu pot să stau așa. Nu pot să stau așa. Aș parte la licitație, lezi de executat, iar a doua posibilitate care ar fi, ce posibilitate ar fi? Să ridic valoarea contractului pe manoperă, pe valoarea care ne dă proiectantul acum. Dar și aici este puțin cam ciudat, adică trebuie să mă duc la București să verific dacă pe document. E o asumare de răspundere la primarului. Foarte greu, atât timp cât el a venit cu 62%. Tu îi ridici valoarea aia, dar dați seama, valoarea unui contract acum, să zicem, unui proiect de asemenea învergură este 2 milioane de euro, dau un exemplu, 90 de miliarde, dacă vii cu 62%, 54 de miliarde, tu practic îți ridici numai manopera. Dar săpături, tot ce este pe acolo, se păstrează la nivelul din 2006, adică tu nu beneficiezi de banii aia, banii aia îi dai muncitorului. Să mai scrie cineva? Deci, noi avem Consiliul Local Mândești, au dreptul să aprobe așa ceva, o rezilierea unui contract?
Dar cine? Cine? Eu? Nu, zi. Da, cum să nu. Deci posibilitatea de prelungire, nu vezi zile. Deci aici pe, nu, pe expunerea de motive, unde am scris acolo. Deci eu ca să prelungesc, deci dumneavoastră aprobat niște indicatori tehnico-economici, aprobat un contract. Deci Consiliul Local aprobă încheierea contractului în urma licitației, comisie. Ei, aici, eu ce-am spus? El nu a solicitat prelungirea celui da, am înțeles, a, da. Nu, el nu a solicitat prelungirea actului. Eu nu pot să, de la mine, eu sunt doar administratorul comunei, nu pot să solicit prelungirea acestui contract atât timp cât mi s-a creat un prejudiciu comune. Adică... Eu nu m-am referit la așa ceva. Eu am înțeles, am înțeles piețe. Nu, 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 dacă... Dacă la un moment dat, am aici... Cine este aia de la procuror? Am adus aici, de masă. De la sigur. Vedeți aici? Pe masă aici. Avem o hârtie despre exemplu și acum. Nici acum nu este rezolvată problema cu... Era pe masă. Problema cu... Dar nu mai văd, nu mai văd. Deci nici acum nu este rezolvată problema cu compensarea datoriilor. Adică, la un moment dat, el trebuie să-mi dea mie 1.600.000, 1.400.000, el mi-a făcut lucrări de 1.600.000. Ei, procurorul ce îmi spune? Păi compensează datoriile ca să nu ajungi în judecată. Eu n-am făcut nici acum compensarea datoriilor. Este foarte greu eu sunt un simplu angajat să fac eu compensare de lucrări. Adică să spun, ai băgat țava atât, costă 7 lei, tu îmi spui 8 lei, eu spun 7 lei. Adică să fie o negociere între mine și el de compensarea datoriilor. E foarte greu, adică eu să fac compensare pe propria mea pregătire. Nu zic că nu mă pricep, dar nu am pregătirea necesară, tehnică, ca să fac acest. Deci nu iau acum în discuții, că eu aș avea ceva împotriva regiunii sau mă gândesc ca să sunt cu și trebuie, din contra. Vreau ca să gândim bine dacă prin această rezviere noi câștigăm timp ca să putem pune, ca să poată fi pus în valoare această investiție care are deja o grămadă de cheltuieli făcute. Dacă ați ați analizat din toate punctele de vedere că a să avem un alt constructor care o să fie mai serios pe asta și că acest domn Ganea sau cum o cheamă societatea asta nu o să facă nicio contestație sau plângere în instanță pentru că s-a realizat contractul numai unilateral, numai dintr-o parte, totul e bine atunci. Problema este că, practic, eu această noțiune de rezilie a contractului nu este o rezilie de contract. Trebuie să se înțeleagă foarte bine. Nu este rezilie de contract. Rezilia de contract se face conform articolul 1312 din Codul de Procedură Civil când acea societate este în contract. El nu este în contract cu mine. El, în acest moment, nu este în contract cu mine. El nu este în contract cu mine. El nu a avut contract decât un an de zile. Dar nu e în contract cu noi, nu e ce zile. Păi ce zile? Că nu este. Scoaterea la licitație, la lucrare, nu va să fie deci el nu este în contract cu mine. Și a spus neprelungirea, contractul, având în vedere că la un moment dat am precizat aici, având în vedere că el nu a transmis o adresă de prelungire actului, primul Consiliul Local, ia act de neprelungire a... Deci el nu este în contract cu mine. Și nici nu a făcut o adresă de prelungire a contractului. Nici eu. Mă, domnule. Dar el
el ar mai vrea bani, că să-i mai dă ceva bani mai lui. Ai diferență. Conform ce se precizează, eu țin minte așa, domnul secretar a pus pe SECE, nu a dat curs acestei soluții cu toate conform punctului din recunoaștere, executant avea posibilitatea de a solicita și el prelungirea termenului de execuție. El nu a prelungit, nu a solicitat. Situația asta atunci a scoateți la licitație. Și eu, da, să mulțumim față că nu sunt cadrate exact, de termenele exact, execuție. Exact, pentru că eu acum, deci nu de asta, sunt atac de aceasta, eu pun să semnez un contract acum cu Longan, când suntem în luna februarie, când este expirat pe 31 decembrie. Pe situația asta, nu se mai spune Dar e o situație grea, adică, indiferent de ce spunem, ce discutăm, e o situație grea cu apa. Și vedeți dumneavoastră, pe Sândureni, ce este deranjant? Dom'le, e gata tot, e gata. Trebuia doar să facă puțul de la Sândureni și să trimită apa în bazin și să dea drumul apă în Sândureni. Atât! Și puturile sunt plătite, 400 de milioane. Deci, practic, el trebuia să vină să monteze un puț, să pună o pompă care să împingă pompa sus la bazin și să dea domnul la tot să nu e gata. Dar bazinul este gata, nu-s gata? Bazinul este gata, îi trebuie să mătem cu domnul. Dar îi trebuie să mătem cu domnul. Dar îi trebuie să mătem cu domnul. Dar îi trebuie nu spui poziții. Poziții nu trebuie bată. Nu spui poziții, poți să bagi apă. Așa, dacă ești în bazin, nu poți spărgea sub apă. Înțelegeți ce vreau să spun? Păi, dar trebuia mâncare și n-a fost să le monteze. Păi n-am vrut să monteze, la un moment dat îi spun ambele, e în custodie. Și el spune, dom'le, mă costă 50 de milioane mașina. Eu am... Îți plătite, nu? Îți plătite și la el. Și el, dacă intru în soluție, nu mi-e mai dă. Și eu trebuie acum neapărat să taxez o macara, să le aduc. Dar unde le aduc? Ce să fac cu el? Îi pun în putea școie, că dacă nu le-am adus, cineva va răspunde. Dacă ți-l dă? Pentru mine dacă îi mă duc cu actul de custodie, mă duc cu executorul. Ceva, mă duc cu executorul, mă duc să-l iau din curte, că sunt mele, că am procesul de custodie. Sunt acolo, și adă, păi sunt acolo. Exact cum am pățit și cu țeava. Păi țeava, dacă nu mi-o aduceam, dădeam cu subsenatul. Țin țeava acolo. Dar dacă nu aduceam, era o problemă țeava. Pentru că eu în fața procurorului acum zic, domnul, am țeava. De cât ce valoare ai? Domnul, era 600. O am țeava. Altcineva să mai scrie la cuvânt? Nu. Dar e o situație mai grea cu apa. Deci aici rămâne termenul de revizie sau trebuie prevenit? Deci injectarea de drept. Injectarea de drept. Pentru că el deci, nu mai este în termenul de execuție și după aceea de ce nu a mai venit cu toate cu notificările, nu a mai venit casea să... Nici nu a mai semnat acțiunea. Dumneavoastră, ce crezi că mie îmi convine? Să scoți aia la licitație și... Fui, e enorm de greu să scoți la licitație. Dar nici nu o scoteam la ta. Nici nu o scoteam. Dacă eu n-am scos-o... Dar nu te cum mi-a făcut lucrări de 1.300.000 un an de zile și pe umă a plecat. Ce faci cu 1.300.000? E serios. 1.300.000? A făcut pe Oșa Blanc, conduct aia, a băgat pe Oșa Blanc. A băgat pe drumul, a completat capitele astea. Cu trei oameni de la noi de-acum. Trei oameni de-acum. Și bă, și aia trei oameni de-acum. Trei oameni de-acum. Trei oameni de-acum. Nu, că e cazul scuțat. Da, deși se pune cu oameni preț. Dacă ți-l pune proiectatul. Da. Punem aprobare. Se repartim. Punem tot proiectul. Cine-i pentru pas? Să-ți scoți la diverse. Cine se scrie la cuvânt la diverse? Nu mai avem de discutat nimic? Cei care n-au discutat, nu trebuie să trece. Dacă nu sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, sunt ședința. Da? Așa. Mulțumim. Putem face.